O avarie destul de serioasă s-a produs în această după-amiază la rețeaua de apă din centrul municipiului. Se pare că apa va fi oprită pentru remedierea avariei până cel puțin la miezul nopții. Nu vor beneficia de apă locuitorii de pe străzile Negru Vodă și Republicii. Astfel de avarii sunt tot mai des întâlnite în rețeaua de apă potabilă din municipiul Câmpulung, o parte din ea veche de aproape 100 de ani.